A fost din nou protest la poarta uzinei de agent termic și termoficare din Motru. Oamenii au ieșit în stradă după ce au fost anunțați că, începând chiar de vineri, pierd câte o zi de muncă în fiecare săptămână. Măsura luată din cauza problemelor financiare ale societății se aplică doar asupra 60 din cei peste 160 de angajați. Oamenii acuză conducerea că a făcut lista fără a anunța criteriile ce au stat la baza selecției și au protejat pilele. S-au făcut alegerile astea celor 40 de oameni, 45 de oameni, nu știu pe ce criterii, încă nu ni s-a spus pe ce criterii. Și bănuiesc că situația economică a unității se răsfrânge asupra tuturor. Cine se face vinovat? Nu știu, nu sunt în măsură să spun eu cine se face vinovat, dar bănuiesc că trebuie să fac o analiză. Nu noi suntem cei vinovați. Ce soluție ați? Noi nu avem posibilitatea de decizie. Soluțiile la noi nu sunt. Nu sunt la noi. Se pare că nimeni nu vrea să se implice, dar doar domnul primar. Nu știu de ce. Nu știu de ce. A mai venit cineva să vorbească cu noastră? Nimeni? Nu. Stăm aici până vine doamna Somnea să recunoască ce ne-a spus nouă în sala de ședință, că am fost toți. Ce v-a zis? Problema se va rezolva și că nu este corect. Și că nu este corect ce s-a întâmplat. Ori plecăm toți, ori niciunul. De la muncitor la șef. Asta a fost vorba. Deci toți am fost în sala de ședințe. Ori dumneaei a venit ieri la ora 2. Nu ne-a chemat pe nimeni, deci pe niciunul nu ne-a chemat. A chemat pe domnul director și pe doamna de la personal și nu știm nimeni ce a făcut. Odată cu aceste măsuri vi s-au amicit și salariile? Păi bineînțeles că asta e problema, să plecăm acasă o zi pe săptămână. La salariu minim pe economie, vi se pare corect? Noi casierii de teren. Eu sunt casier central, casier de teren. Așa știe domnul să rezolve problema. Deci, noi facem o situație a încasărilor lunar. Deci când s-a terminat luna, X, cât a adus? Atât. Luna trecută, deci acum suntem în septembrie, în august eu am adus în unitate scontat activitatea mea. 1.700.000.000. Pentru care nu poți să-mi spui că n-ai de unde să-mi dai bani. Sunt pe minim pe economie, deci eu am muncit pentru guvern. În prag de pensionare, după aproape 40 de ani de servici. Salariul meu se raportează la 850 de lei avans și 500 lichidare. Nimeni din conducere nu s-a deranjat să iasă și să explice oamenilor cum s-a făcut lista cu cei care vor avea programul tăiat. Singurul care a mers să stea de vorbă cu protestatarii a fost primarul Gigel Jianu, care a încercat să medieze situația și vineri, când salariații au protestat din nou. Edilul spune că reprezentantul firmei de lichidare a promis sistarea deciziei, dar nu s-a ținut de cuvânt. Am înțeles că ieri după amiază Siomax a venit la uzină și a dispus aplicarea acestei măsuri. S-a constatat că se depășește fondul de salarii. Atunci vinovații pentru acest lucru trebuie să răspundă. De ce nu s-a prins în fondul de salarii? Nu s-a știut de la începutul anului când s-a bugetat, când se face preliminarul de producție pentru fiecare societate, ce s-a întâmplat între timp, care, dacă au fost angajări, dacă au fost măriri de salariu, dacă s-au făcut în limita, s-a știut că se va depăși fondul de salarii, plus mai multe probleme semnalate de angajați și pe care administratorul judiciar s-a angajat că le va analiza și abia după ce vom avea un raport, o concluzie finală, se va vedea ce măsuri vor fi dispuse. Nu s-a respectat acest lucru. Înțeleg că de mâine acești angajați vor fi afectați de această măsură. Uzina de agent termic din Motru este în insolvență, dar paradoxal este condusă de fostul director care a adus-o în această situație. Eugen Corcoaț a acuzat că taie programul angajaților în mod discriminatoriu, nu a putut da un răspuns de bun simț în ceea ce privește criteriile stabilite pentru aplicarea măsurii. Domnule Corcoaț, Irina Stoian sunt. Spuneți-mi și mie, cum ați făcut dumneavoastră lista cu acei oameni care să lucreze doar 4 zile pe săptămână și de ce? De comun acord cu sindicatul. De comun acord cu sindicatul? Da. Acei sindicaliști cărora le-ați mărit salariile? Sindicatul care este ales democratic la societatea OATA. Și ce criterii au fost la baza selectării acelor oameni care criterii să primească mai puțin la lesuri? Ce anume? Criterii economice și tehnologice. Cum i-ați selectat pe acei oameni, că nu oamenii răspund de criteriile tehnologice? În funcție de ce? Oamenii răspund și ăla. Păi nu răspund oamenii, dumneavoastră ar trebui să răspundeți. Domnule Corcoață, sunteți administratorul special al acestei societăți. Domnule Corcoață,
cine a stabilit care sunt criteriile în funcție de care oamenii să fie puși pe acea listă? Criteriile, repet, au fost stabilite împreună cu sindicatul. Adică, nu știu, să aibă o anumită vârstă, mă refer la criterii profesionale sau de muncă. Domnișoara Stoian, există criterii economice și tehnologice, așa cum am precizat mai devreme. Domnule Corcoață, nu vreți să-mi răspundeți sau nu înțelegeți ce întreb? Din codul muncii care a fost transpus în contractul colectiv de muncă. În codul muncii spune, în cazul în care este nevoie de o restructurare, dăm afară pe Ionescu, Popescu și Giginescu? Repet, în codul muncii scrie ceea ce noi am aplicat de cum în acord cu sindicatul, criterii economice și tehnologice. Domnule Corcoață, de ce i-ați ales pe oamenii ăia și nu pe alții? Din punctul de vedere a criteriilor economice și tehnologice. Trebuie să mă repet la... Domnule Corcoață, ce legătură are omul Ionescu cu criteriul dumneavoastră tehnologic? Adică bănuiesc că dumneavoastră aveți niște argumente dacă vă dau în judecată. Legat de funcționarea societății, nu se mai încadrează pe cele 5 zile și conform unei înțelegeri cu sindicatul vizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă, conform articolul 52, se poate face o reducere a programului de lucru. Domnule administrator special, spuneți-mi și mie, de ce i-ați ales pe cei 40 și ceva, dacă nu mă înțeleg, nu mă înțeleg? 60 și ceva. 60 și ceva. Și nu alții. Adică ăia care au rămas. 60 și ceva, oameni care sunt pe criterii tehnologice. Vă repet. Domnule Corcoață, am impresia că nu înțelegeți ce vă întreb sau nu vreți să-mi răspundeți. Și fostul primar PSD Dorin Hanu, pe mandatul căruia societatea a intrat în insolvență, se spală pe mâini. Liderul PSD, care l-a susținut pe finul Eugen Corcoață în funcție, dă vina pe cetățenii care nu-și plătesc datoriile. Societatea respectivă este insolvență, este una din lucrurile care se întâmplă la orice societăți care ajung într-o situație critică datorită faptului că nu încasează debitele de la cetățenii cărora le produce servicii, încearcă să iese din această insolvență. Care e mare problemă pe care vă deranjează pe dumneavoastră? De ce trebuie să răspund eu de oameni? Nu sunt director la oameni, doctoră. Ați girat acolo un director care a dus această societate în insolvență și care acum este administrator special ținut în această funcție de dumneavoastră, cei de la PSD. Angajații puși pe lista celor care sunt trimiși în concedii forțate câte o zi în fiecare săptămână au fost chemați la discuții la sediul primăriei Motru, unde au fost convocați și reprezentanții uzinei, dar și cei ai firmei de insolvență.